Fântâna lacrimilor este o sculptură care redă un dialog al suferinței dintre răstignire și holocaust. Fântâna lacrimilor este un zid lung de 18 metri și înaltă 3 metri și jumătate. Este compus din 7 panouri de piatră de Ierusalim și din 6 stâlpi de piatră de câmp. În fața celor 7 panouri se găsesc 7 figurine din bronz în mărime naturală. Titlul, Fântâna lacrimilor, este preluat dintr-un verset din Biblie, din cartea Ieremia. Profetul strigă către Dumnezeu: O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Cele 7 panouri sunt altoreliefuri, fiecare prezentând o scenă diferită a răstignirii. Panourile au legătură cu cele 7 rostiri ale lui Isus din ultimele momente ale vieții sale. Cei 6 stâlpi de piatră despar cele 7 panouri. Acești stâlpi sunt un monument în memoria celor 6 milioane de evrei ce au pierit în timpul Holocaustului. Fiecare din cele 7 figuri de bronz simbolizează câte un supraviețuitor al Holocaustului. Fiecare are capul ras și este îmbrăcat cu hainele îndungi ale lagărului de concentrare. Fiecare reacționează și se regăsește în rostirile de pe cruce. Poți vedea și cum picură încet apa peste stâlpii de piatră, simbolizând lacrimile din cartea Ieremia. Acea apă, de pe fiecare stâlp, este canalizată spre exteriorul curții pentru a iriga 6 măslini. În partea de sud a curții se găsește o sculptură numită Ghețimani. Ea descrie frământarea prilejuită de paharul suferinței care a fost începutul răstignirii. În partea opusă a curții sunt două sculpturi, fluturele și paharul gol. Ambele simbolizează învierea. Toate aceste elemente se alătură pentru a spune o poveste, a prezenta o posibilitate, a ridica o întrebare. Oare pot răstignirea și Holocaustul să-și împărtășească ceva din durerea pe care o conține fiecare? În istorie s-a spus în repetate rânduri că suferința răstignirii a dat de fapt naștere celelalte suferințe, suferinței poporului evreu din Holocaust. De aceea, e important să înțelegem procesul artistic de creare a acestei lucrări pentru a înțelege ce ne comunică ea. Artistul a luat ultimele 7 rostiri ale lui Isus și a meditat într-un mod creativ asupra fiecăreia, căutând ceva ce unește cele două evenimente. Artistul Rick Wienecke provine din Canada. La 21 de ani a mers în Israel, fiind fascinat de nașterea statului evreu din cenușa Holocaustului. El se consideră un credincios care crede în Isus și de peste 30 de ani locuiește în Israel. Acest artist înțelege profund tensiunea prezentă deopotrivă în răstignire și în Holocaust și astfel le aduce pe cele două evenimente la oaltă. Totul începe cu Ghețimani. Această piesă îl descrie pe Iisus fiind frământat din pricina paharului suferinței. El însuși a fost întins peste o piatră mare. În mâini ține paharul și se frământă dacă să facă voia Tatălui sau propria voie. Decide să facă voia Tatălui, așa că paharul este plin. Începe răstignirea.
primul panou. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Figurina care îl înfățișează pe Iisus răstignit comunică un adevăr. Mâinile sale sunt deschise, iar fața hotărâtă. Cuvintele sale arată că el inițiază un legământ al iertării. Se poate desluși că personajul care simbolizează Holocaustul are parte de o moarte violentă, plănuită. Dar poate oare să ierte sau chiar să-i ceară lui Dumnezeu să ierte? Se zbate, inima îi se strânge și se apleacă spre pietrele care îi simbolizează pe cei pierduți. Supraviețuitorul se teme că, dacă va ierta, cei uciși vor fi uitați. Al doilea panou. Astăzi vei fi cu mine în rai. Din punct de vedere istoric, au fost doi tâlhari răstigniți împreună cu Iisus. Acești trei oameni vorbesc cu ultimele lor suflări de viață. Brațul stâng al răstignirii reacționează la blestemul unuia dintre tâlhari. Brațul drept se întinde către pietre, atras fiind spre celălalt tâlhar, care cere să nu fie uitat. Personajul Holocaustului are mâinile întinse în două direcții, identificându-se cu cele două strigăte ale tâlharilor. El știe că, în lăuntrul lagărelor, moartea aștepta la distanță de doar câteva clipe. Se identifică deopotrivă cu strigătele celor care îl blestemau pe Dumnezeu și cu ale celor care implorau să nu fie uitați. Al treilea panou. Femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta. Semnificația rostirii este crearea unei relații nenaturale născută dintr-o suferință intensă. De pe cruce, Iisus îi cere lui Ioan, ucenicul cel mai îndrăgit, să aibă grijă de Maria, ca și când este de acum mama sa. Astfel, Ioan devine fiul ei. Simbolul Holocaustului poartă o haină grea. În faldurile ei stă un chip fără seamăn al unei femei. În urma suferinței Holocaustului, supraviețuitorul poartă de-a pururi cu sine o relație nenaturală cu cei 6 milioane care au pierit. Al patrulea panou. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Răstignirea ajunge la apogeul durerii. Personajul a fost abandonat.
strigătul său, unde este Dumnezeu, se înalță și caută spre cer cu ultima suflare. Potrivit documentelor, mulți dintre cei ce pășeau spre camerele de gazare repetau într-una psalmul 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Supraviețuitorul Holocaustului își aruncă brațele în spate, iar peste timp își aruncă ființa, întrebându-se unde a fost Dumnezeu. În acest panou, identificarea dintre răstignire și Holocaust este atât de puternică, încât și figura răstignită are capul ras și brațul numerotat. Al cincelea panou, mi-e sete. Pe când trăia, Iisus s-a descris pe sine drept izvorul de apă vie. El a spus că dacă cineva însetează și vine la el, nu va mai înseta niciodată. Însă, tocmai el însetează acum. Trupul îi este atârnat și toate energiile îi se scurg. Picioarele îi atârnă ca o ultimă picătură care se scurge. Holocaustul stă ghemuit. Mâinile îi sunt îndreptate în două direcții. Una caută apa care astâmpără duhul, cealaltă aproape atinge piciorul și percepe o sete care poate ucide trupul. Al șaselea panou, s-a isprăvit. Acesta aduce cu sine o nouă sugestie. Privirea este serioasă și hotărâtă. Mâinile acoperă capul cuielor. Și-a încheiat lucrarea. Înainte de război, locul principal al identității și istoriei evreilor era Polonia. Poporul evreu a trăit în Polonia timp de aproape 1000 de ani. Însă a fost distrus în mai puțin de 6 ani. Holocaustul atinge cuvântul complet. Își acoperă fața ca simbol al pierderii complete a identității. Cealaltă mână, aflată în aer, caută o direcție, dar nu o găsește. Un simbol al pierderii complete a direcției și istoriei. Thank you.
al șaptelea panou. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Moartea s-a apropiat de răstignire. Personajul a ajuns să atârne în cea mai de jos poziție. Nu mai are nimic de oferit. Figura Holocaustului s-a prăbușit sub mantaua morții. Majoritatea supraviețuitorilor n-au știut încotro să o apuce, așa că a trebuit să fie internați în aceleași lagăre de concentrare. Între 1945 și 1948, supraviețuitorii s-au simțit ca și cum au ajuns să fie îngropați cu cei care pieriseră. Este tipic pentru un supraviețuitor să se simtă obligat să-și aducă aminte de cei morți, ca și cum cei morți le-ar spune celor vii: în mâinile voastre ne încredințăm duhurile, dar și amintirea. Fluturele. Lucrarea a fost inspirată de o carte de poezii din perioada Holocaustului, intitulată Nu am mai văzut niciun fluture. Copilul stă înăuntrul crematoriului, despărțit de toți, abandonat. Pe partea cealaltă a ușii, care este o copie a ușii cuptoarelor de la Auschwitz, se poate vedea mâna copilului care penetrează ușa și apucă o bucată mică de pământ, care reprezintă Israelul. Din crematoriu ei au pământul, dar la fel ca și fluturele, nu-l văd niciodată. Paharul gol. Această ultimă lucrare descrie întâlnirea celor două personaje care compun dialogul. Atât Holocaustul, cât și răstignirea se înfățișează îmbrățișați dintre pietrele care simbolizează pieirea. Scena ilustrează recunoașterea reciprocă. Amândoi se află sub umbra paharului suferinței, odată plin, dar acum gol. Pahar băut de amândoi. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Rugăciunea acestui artist este ca Domnul să-și aducă aminte de cele 6 milioane și să-i înapoieze acestui popor tot ceea ce Holocaustul i-a luat.